Ce pregătești la mâine acolo? Că eu tot aștept să primești telefon să plec. Este carne proaspătă. Da? Cu cârnați. Și cârnați. Da. Bra. Păi mi le pui mie la valiză. Să nu e, cred. Pune și ție o bucățică, o jumătate de altă. Nu o bucățică, pune și mie pentru acasă, mănânci eu la București, mănânc cu leu. Mai e slănină, mai e... Vorbi cu Cătălin și spune că mă sună ei mai târziu, că îndeți era pe sectorul nou sau... Nu. Da, pe lângă spitalul de nou. Uite. Păi, ce asta? Carne proaspătă. Carne proaspătă, nu mănânc proaspătă. Nu de ce? Eu mănânc afumături din ea uscături. Nu mai, că ne-am sărutat de sare toată ziua. Regi! Regi, vine aici! Aici! Hai da! Hai aici! Aici! Hai! Uite, eu plec. Bagajul mă așteaptă. Uite aici. Valiza, uite. Băi, Regi! Băi, e prea, e prea ce arăți. Ghic! Regi! Aici! Aici! Hai, hai! Hai da, Pufi! Pufi, hai! Hai aici, hai! Hai da, Pufi! Restelică, gata, așa! O veni, Panda! Panda, din loc! Unde pui spate? Ha? Aștept să mănânc și plec la București. Mai, mai pe seară, te duc eu. Unde? La București. Aștept să mă sună Leo. Acum. Hai, Regi, hai! Și treabă! Hai, Regi! Hai, hai, că tăi! Hai să fii cu mici, că tăi! Mamă, iau cu mine la București. Să-ți duci, Regi! Ha? Să-ți duci, Regi! Regi! Hai să fii cu mici, copii. Păi aici, bagajul. Hai să mâncăm și după aia plecăm. Cum? Te duc eu la gară. Păi nu, la filiaș. Să-mi trimite ei mie, să mă sună. Da, și te duc la filiaș la gară, să te duc direct cu trenul. Păi la... nu i-am dat și de la gară. Nu, opri, trebuie să schimb altul la filiaș. La filiaș? Hai atunci, mai stau, aștept, dar vine și ploaia. Hai să mâncăm. Hai, du-te, îmbracă-te. Hai. Doamna Marita, am uitat să-mi iau pantalonii cu picioare. Fără pantaloni, îmi scurs. Da. Uite aici bagajul. Hai, lasă-l acolo. Așa mă trebuie, așa-i cu gura, ha? Așa-i bagajul aici. Și venim după pantalon cu picioare. Stai să opresc, să mâncăm și după aia polnim când plecăm la gară. Da. Hai. Să ai poftă. Poftă bună, fain. Să ai poftă, Serică. Uitați, fraților, mâncăm și noi acum împreună, că pe la 5-6 cred că primesc telefon și mă duce Serică la gară, la feriaș. Bagajul e pregătit și aștept să primesc un telefon să plec la București. După Leo. Da. Lămâie, să ai grijă de mama? Da, mama. O omoară, lămâie zis. Ce înseamnă aia o omoară? Sănătate. Aia înseamnă grijă? Da. Păi, doamna Marița mi-a duce și o sticlă de vin. Ca să plec, să fii și beu. Să beam și eu în paia de vin, da. Plec. Te întorsești după pantalon cu picioare. Da. Așa că, frate, uitați-vă. Hai, bine, vă arăt și o bucățică de cârnați, o țărășuchiță de porc bifete. Ceapă de la domnul Doduciu și de la doamna Olghiță. Bă, dar mult a ajuns ceapa asta. Am luat și la București, am făcut și aseară tocăniță. Să știi că a fost ceapă bună. Foarte bună ceapă. Lămâie, să-i dai și nu tatăl tău să nimeni când a venit din ceapa asta, văzuși? La nuntă, la bombardier. E la nuntă? Cu modă. Ia să desfacă, arată un cine de la distanță. Hai, bun, e la fel. Păi, ce-ți le, hai. Nu mi-e mafele, părere? Aducem și un părere. E, Fani, să-mi iau o lașinică, vrei cu trenul? Nu? Băi, fraților,
Așa e bine, să beau un pahar de vin cu muierea, cu copiii și să fim sănătoși și să ne întâlnim sănătoși, să aveți grijă de familie, de căței, de puțini. Și dacă nu fie dumneavoastră și bătaie, pune și mie să văd! Lasă, bea eu prima dată, nu metru. Să văd ce... Atât pentru tine. Așa? Da, așa. Adă hai poftă, pane! Arma de mărie, hai, mi-a păcat la mâie. Nu-i greu, hai. Se mănâncă domnul că pleacă. Doamne ajută la toată lumea, fii muzeaca aia ca într-un rost. Da. Poftă bună, poftă bună. Poftă bună, Maricu. Mamă, cea mai bună ceapă. Dar tu ceapă? Ai poftă, Pani. Tu beuși pe tot. Dacă merg cu trei, nu dorm. Numai să n-am dorm, să mă treziți. Păi ești la Constanța. Nu vii la poftă bună. Dă-i și lui mamă ta. Ce le dau? Zi. Nu bea mama vin, că e cald. E bine rău. Adevăr, camera, hai. Așa că, fraților, vă transmit de fanii de la Straia, să nu fiți supărați pe mine. N-am decât, fraților, mă duc după domnul Leo, că e prietenul meu, e fratele meu. Eu vreau să stau aproape de lângă el, acolo lângă el, alături cu el, și la bine și la rău. Nu m-a prostit să nu facem. Nu facem, noi prostii, știi că facem noi prostii. Noi nu facem prostii. Când dormim, nu cerem nici apă. Da? Așa că vă transmite fani de la Straia multă sănătate la toți prietenii mei care mă urmăriți pe canalul meu de YouTube, fani de la Straia. O să revin cu acest grup mai pe seară și când să ajung la București o să revin și de acolo. Beau și o sticlă asta de vin, îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine, sănătoși. Aici cu doamna Marița, să ai grijă de mama. Ce înseamnă aia, pum? Ce înseamnă aia? Mărie, tu ai grijă de mama? Nici nu. Topul m-a arătat și tu. Lămâie tu? Da, mamă. Gata, tu omul primă. Aia sănătate. Da. Hai, Fani, revenim. Să ai poftă, Fani. Mamă. Cum adică? Am revenit, fraților, de aceea de la mine, de la bucătăriuța mea, Fani de la Straia. Am mâncat împreună cu Mărioara, cu Lămâia, cu doamna Marița, cu Stelică, cu mama. Uitați, vine și mama. Mai urmează să vine și Pufi și Rex, toată familia mea. Vreau să vă spun că eu dacă plec pe două luni, o să vin când vine Ionică din Anglia. Da? Să aveți grijă de mama. Cum o las pe mama, așa s-o găsesc. Moart o găsesc. O găsesc. Aia e sănătate. Ce înseamnă cuvântul ăla, moart o găsesc? Ce înseamnă cuvântul ăla de mă jinit, să nu plec de acasă? Sănătate, sănătate, 1000 de ani! Hai bă, Rex, și tu! Aia lămâie! Hai bă, Rex! Ale Pufi, ale! Lasă tu pe aia, pe câine, pe aia cea, să-mi nu-i grijă! Să nu faci tu și-o prostie pe acolo! Eu nu fac prostie, iar eu mă grijă pe tine! Eu nu fac prostie, eu mă duc să fac și eu combinații. Combinat, una caldă, una rece. Da, da, să nu te combini cu cineva pe acolo. Ce înseamnă aia cineva? Aia nu-i treaba ta. Nu-i treaba mea. Dar nu-i treaba ta. Nici să nu mai vii acasă. Atât. Tu să ai grijă de mamă, vezi pe mama acolo. Nu, cum o vezi pe mama, așa să o găsesc. Dar să crezi tu. Să nu o găsesc pe mama cu curul în sus. Nici unde care a sărat. Acolo vrei? Acolo duc. Te duci acolo? Dacă tu te combini. Pe ce acolo? Acolo e satul bun. Pune-l mama în farfurie curată, pune-i mâncare, mama. Hai pe Pufi! Ale Pufi! Da, plec! Vorbește și tu românește, nu țigărește! Lămâie! Vino cu la ședință cu părinții! A, tu ești prima care vezi omul! Vino cu să dai declarație față de public pe canalul meu de YouTube! Da, pe tine nu
Vino cu a lămâie, dar unde lumea... De era poliție de chiarație. Lămâie, vino cu a, să spui că ai grijă de mama. N-ai grijă de ea. Ce spui? Nu am grijă de ea. Nici ea, nici Maria. Nu mai pleca, că nu am grijă. Stai, de ce vă puneți tot timpul de-a doua când să pleci să faci și eu bani? Plec și eu. Pleci tu? Da. Pe unde pleci? Unde vă cum? Pleci tu? Da. Stai acasă cu maică, dar nu mai pleca. Nu, de data asta stai tu acasă cu mama, că plec eu. Nu. Plec eu. Stai tu acasă, că e maică ta. Maică mi-a pleacă. Nu mai pleacă nici mama ta. Vorbi eu cu Suliman. Uh-huh. O lasă acasă pe mama ta cu copiii și pleacă Narcisa cu ei și rămâne mama ta cu copiii. Nu. Plec mâine dimineață. Plec. Nu mai pleacă amânare la plecarea. Nu. Păi eu vorbi la șapte cu el. Vorbi eu cu. Să certă amândoi, să bătură. Îl bătu mama ta pe tatăl și l-a scoasă la poartă cu mătura. Eu știu. Că tot doarme, auzi, tot doarme. Așa cum spune și mie, că și eu sunt doar ca trântul. Așa că rămâi tu acasă cu Maria, cu soacră ta. Și uite, dacă să stai tu liniștit, te leau și peste rică cu mine. Ia. La București. Ia. Hai. Ar fi bine să le și pe Erec și pe babă cu tine. Pe Erec? Da. Ce rău a făcut vouă Erec? Uite ce face, uite. Ce face? Uite, vă urește toată părți. Erec! Vino aici. Lămâie, nu-mi place cum vorbești cu mine așa cu ton. În salon nu m-a lăsat să intru să-mi iau și o sticlă de beutură să-mi iau la București. Nu mi-a zis că n-am voie. Am adus o sticlă specială. Acolo sticlă cred că e falsă. Aia tu, ai pus în ea apă. Tu crezi că dacă te duci după leu acolo faci măgăriță, te însori ceva? Nu fac măgăriță, stai liniștită. Nici să nu mai vii acasă, nici să nu mai vii. A, vezi, viate că mă loviși. Mă loviși, gata, la poliție te dau. Te dau la poliție că mă loviși. Da. Martor am pe mama. Mamica, da. Da, mama e martor. Mamica! Mamă, să fii cu mingea acasă. Să pui mâna pe pas, să le dai bătaie ca la mâți. Da, da, știu unde mătești. Unde? Acolo. Ce acolo la calea ferată? Acolo e locuit. Unde e locuit? La bunăciunea, mă. Toate bunătățile acolo. Hai, pe Pufi. Asta mănâncă și căței mii până nu plec eu. Să aveți și căței că uite, am făcut baie lui Pufi. Să nu las murdar. Da? Așa că vă rog frumos să aveți grijă de căței mei, da? Uite ce bine pe restul tău. Domnul Leo, te rog frumos, trimite-mi și mie adresa unde trebuie să ajung. Aha. Și când să plec de acasă, astă seară sau mâine. Aha. Hai, aștept mesajul tău, Leo. Da. Bună seara la toată lumea, bună seara la toți prietenii mei. Uitați ce mi-a trimis și eu, mi-a trimis din Anglia, Ionică, un palmier. Palmier, nu? Mamă, lămâie, ce aveți acolo, aparatură? Da. Mai de capul meu. De unde ai luat-o, de la Second? Uite. Hai de capul pentru meu. Pentru fănică, să facem pâine. Pentru fănică? Da. Frumoasă aparatură ai luat, lămâie. De unde ai adus-o? E lumăriuța. De unde e lumăria noastră acum? E lumăria. Ce măria, nu mai pleacă de aici, e a noastră acum. Ce intră? Ia uite, mai dau lumăria eu așa ceva. Ce intră în curtea? Am luat-o de la piață. Da? Da. Asta care e, îmi pregătesc eu acum mâncare pentru căței, pentru Pufi, pentru Rex. Ia uitați! Parea virita. Parea cu șaua. Șudelonesa. Parea virita, ciormă, de la bandelul. Ia. Căpăniță de ciuperci. Uite, ciupercile de la Olghița a trimis să belea pe mine de mă pus acum noaptea. Da. Să le pregătesc. Îi mulțumim frumos lui doamna Olghița, da, că ne-a dat și nouă să mâncăm și noi mânătărci din pădure. Dar trebuie să le pregătească ea. Aia e prea de tot și voi aveți pretenții acum. Nu mai ți le-a dat așa în punghiță ea? Da. Și fost de mâncare. Special pentru doamna Marița. Uite, puseți și-o zumoară de asta, nu-i super pe mine. Uitați aici, fratele. Ce făcuși la telefon? Îl băga și-n oală. Doamne!
Dar nu-i lumina, ci? Lasă că avem, avem, tată. Mai facem și noi economie. Asta e, tată, ce mai faci? Ce mai e aia? Bucături, bucături. 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 Rasă spurcat. Cum să bori? Pufi! Să da acum la acum că se candidează acum la alegeri, nu plătește nimeni curentul 4 luni de zile. Așa a anunțat acum toți primarii, toți președinți. 4 luni acum nu plătim nimeni curent. Să da acum gratuit. Curentul se dă gratuit, apa, îți trimite și mâncare acasă. Da, apă minerală, îți trimite conserve, fasole, tot de toate. Da. Pâine, ia uite, pâine prăjită. Ia uite ce tăpiță aici. Mamă. Uite. E la doamna Olghiță, da? Da. Mulțumesc, e frumos. Mulțumim, Olghiță. Mulțumim, doamna Olghiță. Îi mulțumim și lui domnul Dăduțu, că a alergat toată ziua cu băile prin pădure. Și noi le mâncăm. Da, și acum să vadă el și să-i lasă lui acum. Că la el cred că nu apucarea să le facă. Nu cred. Păi da, n-a avut când. Da? Aici e la mama noastră, la Tigaia, uite, Sulimane, ce mi-a dat Olghița, Sulimane. Păi el nu mănâncă, el nu mănâncă, tata. Deci fiindcă că o trebuie și... Și nu mănâncă. De ce? El cu maică s-a cufrat sau nu? De ce? Nu-i voie. Păi ce are? A mâncat ei de mult și s-a făcut rău și de atunci să nu mai le bate. Ce-a da. Nu știe ce-i bun. Hai să ai poftă, Fane, la o ciupercă. Asta e pentru mânică. Mie punem pâine naturală. Să ai poftă, Fane. Mulțumim. Doamne ajută la toată lumea. Fane servește acum și el ciuperci. Am primit de la domnul Dăduțu cadou. Îi mulțumim să-i trăiască familia, nepoții, pentru că el s-a umblat toată ziua prin pădure după ele. Și ne-a dat nou, cadou. I-a trimis și lui Surima, n-am auzit. Nu? Avri! Avri, Rex! Lasă-mă să mănânc și eu, te rog frumos. Rex, îmi dai voie să mănânc și eu. Îmi dai voie să mănânc și eu sau mănânci tu. Hai, ieși afară. Hai. Gata, hai. Rex, hai, te rog eu frumos, gata. Ia. Doamna Marița! Da, da! Cât ai primit condamnare? Multă! Ce bine îmi pare. Ești la plimbare aici, la recoare, da? Da, da, sunt. Ce ai pățit? E ce sărăcia ala al tău. Stai cu cățelul acolo ca să nu mai vorbești urât la adresa lui. Îi dă un picior de moare coada lui. Acolo să stai cu el. Vino, ia-mă și pe mine, nu te iau, nu te iau. Mai vorbești urât decât nimeni. Tu te fălesc cu el. Hai. Stai acolo, Rex. Vezi? Stai să spun că veni Lucica astăzi. Așa. Și când stăm să gheștiu ăsta, bășică de amare la ghești. Pune trebuie. Culeața după câinii tăi aia. Lucica. Da. Hai să o sunăm. Hai. Hai cum ai zis, Andrei? Păi. Hal tot șormul să munem dar asta. Fănică! Aprinde-ți tu becul. Mai încet, mă, mai încet! Mai încet în pizda, mă! De ce mi-e răbădule corlete, că haia mi-e dă-l Doamna Marița! Da.
Da. Ce face aceea la vânzări? Mănânc pâine caldă. Să ai poftă, să ajunge? Nu, cred că nu. Cine ți-a trimis până asta? Stelică caldă de la fabrică. Stelică? Da. Da? Da, uite așa mâncă. Să ai poftă. Dar ți-a ajuns 4 pâini. Așa văd. Mănâncă, să fii sănătoasă. Da. Tu nu mănânci, tu ce faci? Că tu mănânci în pat. Ca porc. Mă fac de mine porc. Da. A, ăla e. Rex? Să duc să mă mărțesc lămâia, să mi-aduc o... finieti. 4 pâini, fraților. Mâncăm. Cine ți-a trimis pâinea? Felică mi-a adus-o. De unde ai luat pâinea asta? De la Anu Pandurii. Da? Bună, mă, bună. Felică, mâine sare iar la fel? Mâine sare de unde, bani? Păi mi-ai spus că ți-a dat un cadou. Bani. Cu bani. Poftă bună, domnul Marița, poftă bună. Mulțumesc, mamă, ce bună e.